Clubul de fotbal al primăriei Pitești a obținut o victorie în primul amical al verii. Formația de Liga a treia, care vrea să ia locul FC și în inimile microbiștilor, s-a impus cu 2 la 1 în fața colegii de serie FC Târgoviște. Partida s-a disputat pe stadionul Nicolae Dobrin. Gazdele au deschis scorul prin Naciu în minutul 32, dar la cabină s-a intrat la egalitate după o eroare în defensiva tropei lui Iulian Crivac. În repriza secundă, victoria a fost adusă în urma unei faze create de Adrian Dulcea. Acesta a șutat către poartă adversă, l a respins până la stancu, cel care a împins balonul în plasă. Ambele goluri piteștene au fost marcate de elevii lui Viorel Moiceanu de la grupa FC Argeș 1996. Primul 11 a fost următorul Popa, Păslaru Ionescu, Avramescu, Baicu, Tameș, Călin, Neagu, Naciu, Dulcea și Ianache. Pe parcursul partidei au intrat însă toți jucătorii din lotul argeșenilor.